acum în jurnal. Între timp, Klaus Iohannis își continuă periplul luxos prin țări exotice îndepărtate. Președintele a bifat cea de-a doua destinație din turneul costisitor de pe continentul african. Ajuns în Tanzania, acesta a fost întâmpinat cu onoruri militare de omologa sa. În cadrul discursului oficial, șeful statului a ținut să puncteze o relație îndelungată dintre cele două țări și mai mult, președintele a ținut să ofere garanții cu privire la susținerea pe care România o poate acorda țării africane pentru vizibilitate în Uniunea Europeană. Klaus Iohannis pare că și-a făcut temele înaintea turneului african. Astfel, în cadrul discursului, a ținut să amintească de vechile relații încheiate între România și Tanzania. Mai ales că anul viitor, cele două țări vor marca 60 de ani de la stabilirea acestora. Îmi face mare plăcere să mă aflu în vizită de stat în Republica Unită Tanzania. Avem o relație îndelungată, caracterizată prin respect și încredere reciprocă. Iar anul viitor vom marca deja 60 de ani de la stabilirea relațiilor bilaterale. Obiectivul acestei vizite este intensificarea dialogului politico-diplomatic și deschiderea de noi perspective de cooperare. Pentru a marca relațiile politico-diplomatice foarte fructuoase, președintele i-a întors invitația omologei sale de a realiza o vizită oficială în România. Iar pentru susținerea și continuarea colaborării, Klaus Iohannis a dat asigurări despre modul în care țara noastră poate oferi vizibilitate Tanzaniei în Uniunea Europeană. I-am adresat doamnei președinte Samia Hassan invitația de a întreprinde o vizită în România pentru a continua discuțiile foarte bune pe care le-am avut. Avem o bază solidă pentru extinderea relațiilor noastre bilaterale și am convenit să dezvoltăm cooperarea în domenii cu rol crucial atât pentru România cât și pentru Tanzania, cum ar fi educație, protecție civilă, agricultură, silvicultură, IT și securitate cibernetică. Și cu doar o zi înainte, șeful statului a găsit potrivit să se plângă despre viața grea de președinte în fața elevelor din Kenya. That's the nice part. The other part is that our entire life changed completely because our free time, our own time, is from this bunch. We are teachers. We don't have so much free time. Came from this to this, and it is sometimes a bit curious for us that wherever we go, we have so many people coming with us because of security reasons and others. And this is complicated for somebody who used to have just a normal life. Și comentăm pe această temă cu Răzvan Chiruță, jurnalist Press Hub. Bună seara! Bună seara! Ce putem să spunem despre prestația domnului președinte? Foarte criticat, într-adevăr, dar poate găsim și o parte bună a acestui turneu, care e la jumătate, într-adevăr. Da, în principiu există o parte bună a acestui turneu. Faptul că România reia relațiile diplomatice cu
state din Africa, abandonate după căderea comunismului. România comunistă, România lui Ceaușescu, avea relații foarte bune cu multe țări africane, iar Africa era o piață de desfacere importantă pentru economia românească. Ei, în continuare, Africa rămâne un continent important din punct de vedere economic, pe care România, din păcate, nu le exploatează absolut deloc. Am văzut că avem relații comerciale extrem de mici, de câteva milioane de euro cu Kenya, cu Tanzania, cu Senegal. Ori, în condițiile astea, în plus de asta, continentul african este un continent cu resurse uriașe, pentru care se bat în prezent China, Rusia, chiar și Statele Unite și Uniunea Europeană. Deci, am văzut foarte multă lume care a râs că ce caută președintele în Africa. Nu asta este problema. Un președintele României foarte bine că s-a dus în Africa. Este, cum spuneam, un teritoriu pe care România l-a abandonat, din punct de vedere economic, mă refer și ca relații economice, și este păcat. A scris la noi, la presa astăzi, un text Ciprian Mihali, care a fost ambasador în Senegal și care spune că atunci când era el ambasador în Senegal, erau foarte mulți foști studenți africani, foști oameni care au făcut facultatea în România și care între timp au devenit persoane importante în țările lor, în funcție de decizie, și care îl întrebau ce poate să facă ca țările lor să reia legăturile cu România. Din păcate, de exemplu, în tot continentul african, deci în tot continentul african, România are doar 6 ambasade. În condiții în care sunt mult mai multe. De ce totuși lasă să se vadă, de fapt, că ar fi în concediu? Asta este senzația pe care o are toată lumea. Și dacă urmărim inclusiv comentariile, nenumărate comentarii pe pagina de Facebook a domnului președinte, vom și vedea câteva dintre ele. Asta este impresia pe care dumnealui o lasă. S-a dus cu soția acolo, e foarte frumos că merge și cu soția dumnealui, dar ne-am fi așteptat, dacă e într-adevăr vorba de niște relații comerciale, să fie însoțit de niște oameni de afaceri sau însoțit de niște consilieri pe probleme economice, nu de doamna Carmen. Exact, aici este corect. Deci impresia că președintele României este în concediu e corectă. Președintele României chiar este în concediu. El este într-o vacanță mascată sub forma unei vizite oficiale. Pentru că dincolo de ce spuneam mai devreme, de importanța Africii, de nevoia ca România să reia legăturile economice cu Africa, noi vedem că agenda președintelui României în Africa este efectiv nesemnificativă. Da. Adică, până la urmă, ce am mai tot spus-o, ce caută președintele rău, ce relevanță are pentru România vizita președintelor României la un liceu de fete? Sau la un liceu, ca să nu fiu acuzat de ceva. Ce relevanță are pentru România vizita președintelui României în safari? De ce ar fi asta relevantă? Cum ne ajută pe noi? Mai mult de atât, enervează un popor care și așa este în pragul unei ierni cu facturi foarte mari. Dar îți propun să urmărim și câteva dintre comentariile care sunt pe pagina de Facebook a președintelui. La ultima postare a dumnealui, a echipei dumnealui de comunicare, am selectat și noi câteva dintre aceste comentarii. Super, la Tanzania nu m-am gândit, dar tu, ca de obicei, boss, ne surprinzi. Este unul dintre comentarii. A câta vacanță pe anul acesta, domnule președinte? Îl întreabă o altă persoană. A fost mai frumos în Zanzibar sau în safari, domnule președinte? Că Moca știm cu toții că a fost. Vacanțe să fie ca avion de lux găsim. Întâiul călător al țării, să trăiți, să ne conduceți, că tare fraier suntem. Încă mai căutați inspirație pentru România educată. Ajungeți și în Congo, îl întreabă altcineva. Și pe zi ce trece, cred tot mai tare că Răzvan Pascu este unicul consilier la Cotroceni. Răzvan Pascu, unul dintre cei mai cunoscuți consilieri pe temă de turism, dar nu al președinției, este consultant și funcționează strict privat. Răzvan Pascu i-a răspuns: domnule președinte, vă aștept cu drag în excursiile noastre exotice. Pentru că, până la urmă, așa cum spuneai și tu, asta este senzația pe care o lasă președintele, că se distrează foarte bine pe banii noștri, enervează foarte tare și aici stăm și ne gândim totuși, nu sesizează nimeni din echipa dumnealui inadecvarea aceasta, măcar să cenzureze o parte dintre aceste ipostaze care pur și simplu deranjează cea din safari care a enervat atât de multă lume?
Da, din cunoștințele mele, domnul Iohannis este un om destul de încăpățânat și care face cam ce vrea, nu cam ce îi se spune sau ce îi se sfătuit să îi se spună. Dar, din nou, până la urmă, care este rolul unui președinte? Rolul unui președinte este să fie un diplomat al țării sale, într-un fel, să asigure reprezentarea României la nivel internațional. Dar noi nu vedem nimic din toate astea. Deci m-am uitat la toate imaginile astea din această vizită a lui în Africa și am văzut și această comparație care este la fel, mi se pare și mie, mi-a adus aminte de Ceaușescu, de genul de vizite făcute de dictatori la dictatori, care sunt stegulețe, dansuri, chestiuni între astea care de fapt n-au nicio relevanță până la urmă. Într-adevăr, ar fi trebuit ca o genul ăsta de delegație să fie sortită de oameni de afaceri. Până la urmă, în cazul ăsta, în aceste cazuri, președintele unei țări este și un deschizător de uși. Uite, eu am venit să reiau legăturile cu Africa și iată acești oameni pentru care fac un fel, un lobby legitim. Toți președinții de țară fac lucrul ăsta. În plus, mai mult decât atât, niciuna dintre deplasările pe care le-a făcut în cele două mandate nu a dat la finalul lor un raport. Bun, am fost în delegație în America de Sud, am luat cu mine atâția oameni de afaceri, am dus acest mesaj României, am obținut aceste beneficii sau am adus, nu știu... Poate de data aceasta, Răzvan, e o ocazie, iată, poate cineva de la Cotroceni are o astfel de idee, măcar să însăileze câteva idei, că domnul președinte poate nu va avea de gând să facă asta. Da. Mulțumesc foarte mult, Răzvan. Mergem mai departe.